Da. Toată lumea e gata? Da? Putem începe. Împreună cu doamna Sajen, am venit azi în fața dumneavoastră pentru a vă anunța referitor la anumite modificări pe care le propunem la regulamentul Parlamentului, care în linii generale vizează transparența decizională. Și o să dau mai întâi cuvântul doamnei Sajen, după care să vin cu anumite explicații despre care sunt obiectivele acestui proiect de lege și ce modificări propriu-zis prevede. Mulțumesc! Bună ziua! Încă o dată, noi din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate am pledat mereu pentru transparența instituțiilor de stat. Vom veni cu un proiect de lege împreună cu colegul Lilian Carp pentru modificarea regulamentului Parlamentului. Această modificare prevede transparentizarea activității Parlamentului și anume publicarea amendamentelor înregistrate de către deputați în secțiunile dedicate lor pe site-ul Parlamentului, publicarea întrebărilor și interpelărilor, cât și a răspunsurilor aferente, publicarea, stenografierea și publicarea luărilor de cuvânt ale deputaților și declarațiilor făcute în Parlament. La moment, site-ul Parlamentului nu permite accesarea la acest tip de informații. Sunt doar amendamentele, per general, publicate. Practica internațională ne arată că monitorizarea activității deputaților este pe larg acceptată și asigurată în țările democratice. Vrem ca și noi să procedem pe această cale. Vrem să luăm exemplul țărilor europene, în primis a României. Dacă accesați site-ul Senatului sau al Camerei Deputaților, veți putea vedea fiecare activitate a fiecărui deputat în parte. Parlamentul trebuie să tindă spre transparentizarea activității sale, trebuie să creeze o legătură mai bună cu alegătorii, cu cetățenii pe care îi reprezintă și această modificare nu este altceva decât o aliniere la standardele mondiale în vederea activității deputaților. Deci, în continuare, domnul Carp ne spune mai desfășurat cu exemple concrete ce avem în vedere. Da. În primul rând, o noutate din ceea ce ne dorim la modificarea regulamentului este ca să fie publicate și autorii amendamentelor. De regulă, după ce este votat în prima lectură proiectul de lege, are loc înaintarea amendamentelor de către deputați. Aceste amendamente, mai departe, sunt discutate în comisia de profil, iar în comisia de profil sunt acceptate aceste amendamente, mai departe, lectura a doua, ele nu mai fiind citite, practic, în plenul Parlamentului, fiind votate direct, deja, de către deputații din Parlament. Astfel, noi nu cunoaștem de foarte multe ori, numai în cazul când presa încearcă să afle cine au fost autorii amendamentelor, în ce condiții aceste amendamente au fost propuse, deci opinia publică nu cunoaște cine sunt autorii acestor amendamente. Astfel, noi ne trezim cu diferite modificări, minune, după prima lectură a proiectului de lege care este votat în Parlament, lectura a doua este deci, votat deja cu anumite amendamente și noi nu știm cine sunt deputații care propun aceste deci, amendamente. Ceea ce ne propunem noi, pe pagina Parlamentului, practic să fie indicat autorii amendamentelor, chiar dacă accesăm numele deputatului în activitatea sa, noi vom vedea, este autorul următorului amendament. Fiindcă noi ne trezim după înaintarea acestor amendamente că uneori, practic, schimbă conținutul acestor proiecte de lege. Astfel ne-am trezit cu anumite amendamente în Parlament ce privește tranzitul de gaze, dacă vă aduceți aminte, a fost așa un amendament ascuns undeva departe. Și în actualul legislativ am avut când președinția vine cu un proiect de lege care prevedea acordarea sau indexarea pensiilor de două ori, apoi vine un deputat de la socialiști care limitează numărul celor care vor avea indexarea pensiilor de două ori pe an. Dar cine este acea persoană? Lumea mai puțin cunoaște. De aceea, în acest sens, noi ne dorim ca să existe
Deci, propriu zis, pe pagina Parlamentului, pentru fiecare deputat, când un cetățean dorește să acceseze, să vadă cine este autorul acestui amendament. Acesta este 1, 2, propriu zis, autorul scrisorilor. Noi cunoaștem că lumea, populația, scrie anumite plângeri pe numele deputaților. Trebuie să se cunoască foarte clar pe ce dată a intrat această scrisoare în Parlament, cum și este indicată iarăși pe pagina Parlamentului pentru fiecare deputat, numărul scrisorii care a intrat, care a fost conținutul, care a fost acțiunile deputatului și mai departe, care este finalitatea acestei scrisori prin care a venit din partea populației sau oricui alte instituții pe numele deci deputatului. Este necesar ca să vedem dacă anumite scrisori sau din partea persoanelor fizice, dar și administrații publice locale, care sunt sau cum sunt reprezentanții intereselor deci în Parlament. Acest lucru este important și în urma alegerilor care le-am avut. Avem deputați cu circunscripție să vedem care este activitatea lor și interacțiunea lor cu alegătorii. Dar și nu doar acestora, dar în generale noi cunoaștem că sunt mai multe scrisori care vin și din păcate nu ieșau răspunsul sau nu au o finalitate. Da? Deci până la capăt. Iarăși, pentru noi este important ca să fie publicate și interpelările deputaților pe site-ul Parlamentului, să poate fi accesată, să știm câte interpelări a făcut, câte luări de cuvânt au avut, ce au vizat aceste luări de cuvânt și așa mai departe. Deci noi ne dorim, în primul rând, ca fiecare cetățean să poată avea acces, așa, printr-un singur click, să vadă care este activitatea deputatului și interesele cu el de apără în plenul, deci Parlamentului. Cam asta este logica acestor modificări pe care noi ne le propunem. Dacă aveți anumite întrebări, suntem gata să răspundem. Ați înregistrat proiectul când urmează și care este procedura mai departe? Va fi dezbătut în Parlament? Deci noi îl înregistrăm astăzi, acest proiect de lege. Am zis că mai întâi îl facem public, da? Pentru opinia publică. Astăzi, pe parcursul zilei, el va fi înregistrat și mai departe va intra în procedură legislativă. Totodată ne propunem ca să existe și anumite dezbateri așa, asupra acestui proiect de lege. În chestie necesar să existe mai multă transparență în activitatea deputaților. Și ca să fie schimbat, e nevoie de 51 de deputați? Da, este nevoie de 51 de deputați ca să voteze pentru aceste modificări. Noi sperăm că toate fracțiunile vor saluta un astfel de proiect. Da, fiindcă noi ne trezim și la sfârșitul legislativului, cu unii deputați nu vin cu niciun proiect, nu înaintează niciun proiect de lege, dar sunt foarte activi la înaintarea de amendamente. Deci e special anumite fracțiuni, au asemenea activitate în care anumite deputați, pentru a nu avea activitate publică, da, lumea nu prea atrage atenție cine sunt, dar sunt foarte activi la înaintarea acestor amendamente cu șoti, așa să spunem, șmecherii și în interesele unor grupuri înguste, în vederea lor unor decizii. Și acum, întrebare legătură cu subiectul de ieri, faptul că doar Placotuc și membrii familiei sale au fost declarați persoane indezirabile în teritoriul Statelor Unite ale Americii. Vreau să vă întreb cum comentați asta și văzusem pe că Maia Sandu postase pe Facebook despre faptul că îi demulțumește, de fapt, Statelor Unite că a acceptat solicitarea lor. Pe de altă parte, și Dorin Chertoacă, liberalul, spune că și el a făcut o solicitare adresată autorităților americane și, la fel, consider că este un merit inclusiv a Partidului Liberal. Acum, cine trebuie să-și asume aceste merite? În primul rând, aceste merite aparțin guvernului american, care, până la urmă, a înțeles despre încălcările pe care le-a făcut Vlad Plăcătuc pe teritoriul Republicii Moldova. Noi salutăm, indiferent din partea cărui politician au venit aceste cerințe pentru a vedea situația gravă în care se afla Republica Moldova sub administrarea lui Plăcătuc. Noi putem spune cu certitudine că atât doamna Sandu, dar și din postările pe care le-a făcut Dorin Chertoacă, că au fost mai mulți politicieni din Republica Moldova care și-au dorit
schimbarea situației în care a fost sau prin care a trecut prin regimul lui Plahotniuc și de fapt cel mai important lucru este că este o avertizare pentru orice politician din Republica Moldova că cine va face ca Plahotniuc. Da, poate el să ascundă, să controleze astăzi instituțiile de drept, să dea comandă instituțiilor de drept. Mai devreme sau mai târziu, el va răspunde pentru fără de legile pe care le face. Mă alătur la cele spuse de domnul Carp, doar un singur moment am vrut să evidențiez. Da, mai mulți politicieni au cerut acest lucru să fie sancționat Plahotniuc. Faptul este că anume guvernul Mae Sandu, la nivel de stat, a înaintat anumite cerințe față de Guvernul Statelor Unite. Este salutabil că după o durată în care Republica Moldova a trecut 3 ani de zile prin teroarea și coșmarul prin care toate instituțiile statului fiind controlate de o singură persoană și care credea că este intangibil și va fi veșnic în funcție și va putea face orice, deci se demonstrează că orice fără de lege mai devreme sau mai târziu oricum este pedepsit. Și cel de peste drum se ia seama care astăzi încearcă să-și subordoneze toate instituțiile de drept, să încerce să aibă presă de buzunar și așa mai departe, exact cum a avut-o Plahotniuc, va ajunge fix la fel, dacă nu va înțelege acest lucru. Și noi vă mulțumim pentru... Mulțumim, zi bună! Zi bună!